Am fost și noi în Tanzania și am fost fericiți, așa cum erau și grecii antici când se duceau în Arcadia. Ne-am întâlnit, în mod ciudat, oameni de pe meleagurile lui Ștefan cel Mare din Grecia lui Sofocle și oameni din documentarele despre Serechenti. Ne-a unit o carte, Biblia, și un nume, Iisus Hristos. În numele Lui am venit, în numele Lui am fost întâmpinați cu ramuri verzi. În misiune la propriu și la figurat. Noi eram la figurat. În al preasfințitul Dimitrios și în al preasfințitul mitropolit Teofan, mitropolitul Moldovei, aduceau daruri celor care îi întâmpinau, adică bisericii, danii ale unor credincioși români din Moldova, de la săraci la săraci, de la biserică la biserică, în comunitatea lui Hristos. Aici e centrul misionar al Bisericii Ortodoxe de Rit Grec. La margine de drum suntem noi cu aparatele noastre de filmat. Nici n-am văzut drumuri ca acestea în țară. E adevărat că sunt populate de alți oameni care își gătesc mâncarea în alt fel. Gogoșile sunt la fel de gustoase și nerăbdarea de a te înfructa din ele la fel de mare. Și mai mare, stânjenarea de a fi privit de un ochi străin și filmat. Noi, tot bucuroși, pentru interesul din ochii copiilor. Ce-ar fi dacă am pune mână de la mână și le-am trimite și lor, copiilor, un aparat de fotografiat? Ce-ar fi dacă i-am rugat să le trimite fotografii făcute de ei, iar noi să facem la fel, să le trimitem fotografii despre noi, despre România? Așteptând sub soarele Africii, îmi dau seama de importanța ceremonialului, de acel sentiment de apartenență care te pătrunde treptat și te transformă în cineva. Acum și aici, acel cineva este Iisus Hristos, dar mai este și altcineva, Sfânta, care aduce hramul bisericii, la cărei sfințire participăm. Da, este Sfânta Parascheva a Catedralei din Iași Milostiva, Sfânta Vinerea noastră, cea care nu trece pe lângă nimeni fără să-i ajute și fără să-i sfătuiască cei care vor rămâne aici, în centru acesta misionar. Aceștia vor fi mesagerii ei. 62% din tanzanieni sunt creștini, 35% mahomedani și 3% au rămas în religiile lor indigene. Acestea se petrec la 100 de kilometri de locurile în care au fost găsite urme de locuire umană, vechi de peste 70 de ani. Și mă întreb dacă ceea ce căutăm noi aici nu este ceva mult mai profund. Dacă nu, cumva încercăm ca ateu să atinge pământul nașterii omenirii, afacerii noastre, și dacă toată această mișcare continuă a civilizațiilor noastre nu este doar o căutare a locului început, așa cum copilul caută căldura trupului mamei. Să pășești în spațiul începutului înseamnă să te curezi de toate urmele greșelilor tale, să rămâi alb ca o foaie nescrisă. Pentru asta ceremonialul să aducă totul la pagina albă. Puteți, putem? Naile fi cu cufunulia iri, bari baba yangu alie mbinguni. Predicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. O toamnă.
In the glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Biserica, altarul și preotul, toți sfințiți în aceeași zi, e chiar un început. Acel început absolut. Să fii primul e o bucurie pe care trebuie să o păstrezi cât mai mult. Ca o flacără care aduce căldură și lumină. Și tu să fii flacăra, tu să fii începutul, tu să fii reperul în întunericul nopții, adică tu preotul din prima casă a Domnului, de pe unul dintre cele mai vechi meleaguri ale lumii. În afară a ceea ce se întâmplă. Copiii nu înțeleg. Maturilor nu le este prea clar. Dar e sărbătoare. Un prilej de a fi împreună. Un prilej de a primi un lucru nou. Ceva pe care va trebui să-l înțelegi, să-l înveți, să devină al tău. Niciodată nu ne-am privit altfel. Nici botezul, nici împărtășania, nici nunta. Așa am apucat, ne spunem și ne iertăm. Aici acum e altceva. E ca într-o iubire la începutul ei. Cred că îi înțeleg pe misionari de ce fac asta. Se înnoiesc de fiecare dată. Mereu o altă șansă.